ce noaptea vede acelui culoare, iar dimineața-i oarbă, sunt orb și eu. Și nu pot să înțeleg măreția lucrărilor tale și a luminii spiritoare. Oare ce suntem, Doamne, să-ți amintești de mine? Oare ce sunt eu, Doamne, ca să mă cercetezi? De ce nu mă pot ridica deasupra speranțelor mele? Și de ce nu pot cădea mai jos decât nădejdile mele? De ce odată nu lovesc fruntea de stele și apoi cobor să scurg în rădăcini? De ce odată sunt fructul cunoașterii și odată sămânță căzută între spini? Te caut în munți și pe întinsele ape nuc, iar tu, neclintit lângă mine, continui lucrarea. Cu vântul mă bați și cu ploaia mă speli ca pe-un prunc. Cu o mână pe drum mă îndrepți și cu alta mi întuneci cărarea. Iar gândul plecat se întoarce la gând și cântul întrebării se întoarce la cânt. Mă simt o sămânță în pârg, căzută din pom pe un mormânt. Ne apropiem așa încet de finalul întâlnirii noastre, nu vreau să vă obosesc prea mult. Vă spun despre libertate. Noi am fugit de la o lume care nu era liberă, la o lume liberă. Atât de liberă că nu știm ce să facem cu libertatea, pentru că nu o înțelegem. Nu știm ce este libertatea. Nu știm că libertatea este conștiință. Filozoful Holbach spunea că libertate înseamnă să lucrezi pentru fericirea ta fără să deranjezi fericirea celorlalți. Noi nu ne putem construi fericirea numai pe fericirea altora. Aici este sensul. Fericirea este un concept și o năzuință. Cea mai înaltă năzuință spre care tinde omul. De altfel, omul adevărat și nu rumegătorul din staul, cum spune Ernest Bernea, devine din persoană în care nu e nimic, în personalitate, numai prin scopurile lui. Acesta este sensul vieții. Un om care nu are scopuri, nu e nimic decât, așa cum spuneam, o rumegătoare din staul. Dar nici scopurile, spune Soloviov, nu au finalitate sau sens. Singurul lucru care are sens este năzuința spre scopuri care ne umple viața aceasta plină de durere, cum spuneau tragicii greci, ca o vale a plângerii. Prin asta ne deosebim de dobitoace și putem suporta necazurile și suferințele vieții. Care este așa de scurtă? Una singură.
și folosească toate puterile pentru a obține cele mai bune roade. Și cele mai bune roade stau în două fundamente. Mărirea lui Dumnezeu și fericirea semenilor. Fără aceste două fundamente, viața nu are nici o valoare. Omul adevărat tinde spre câteva țeluri fundamentale. Libertate, dreptate, adevăr, iubire și pace. Toate aceste țeluri nu pot fi atinse în viață. Omul le atinge numai după moarte. Spunea un filozof că nu există adevăr. Adevărul stă numai în unitatea și armonia cosmosului. Acolo unde este Dumnezeu. În afară de locul acela și această unitate, nu există adevăr. Omul este fals. Pentru că, așa fac o paranteză și vă spun acest lucru care nu era din această întâlnire, eul omului, ceea ce conține omul și îl definește ca ființă separată de ceilalți, este vulnerabil. Și primele sentimente care se nasc în om, încă de când, imediat după ce s-a născut, este atașamentul și aversiunea. Aceste două sentimente, omul are, se atașează pentru orice lucru care îl întreține, care îl laudă, care crede că este în folosul lui. Și are repulsie, are aversiune față orice lucru sau orice ființă care are impresia că nu-l iubește, că-l urește, i-a spus că nu-i destul de înalt sau destul de frumos sau așa mai departe. Ei, aceste două sentimente care se nasc în primele în sufletul omului sunt false. Amândouă. Pentru că dacă te atașezi de ceva, nu-i vezi numai calitățile și nu-i vezi defectele. Dacă ai aversiune pentru ceva, nu-i vezi numai defectele. Și nu-i socotești calitățile. Din această cauză, spunea Teodor Mazilu, marele nostru dramaturg, ca să-i ceri omului să fie sincer, trebuie să-i ceri imposibilul. Nu poate fi sincer. Ce părăsește iarba grasă și apoi în răcoare și intră în grădina cu flori să calce trandafirii în picioare. Alege-mă, Părinte, între păzitorii de lege, să deștem în suflet dreptatea și arată-mi cărările tale să pot să-mi înțeleg libertatea. Când umbra ți-o întins pe pământ,
statornicești pe ea legea divină. Și cu un lanț îmi oferi libertate. Ce inima îmi leagă în verigi ferecate de soare și tină. Așa înțeleg eu să fiu liber, Doamne, și în fața Ta să port libertatea ca un samar. Cum boul puternic jul și rabă și hanul și poartă un neostuit armăzar. Așa cum ognașul își taie cu trudă cătușele spre a se putea înălța peste zidul ce ascunde lanțuri mai grele, așa înțeleg eu libertățile mele. Deci la ceașul pe Doamne strunele arfei și lemnul cavalelor la același strivit, dacă nu pot opri izvorul să curgă și glasul de păsări să anunță zorii de zi. Dacă lanțul l-ai prins în inima mea și libertatea în a mea tiranie, lasă-mă liber, Ceresule Tată, să-mi cad umilința în mândrie. Lasă-mă liber să mă încaier cu mine cum se încaieră marea cuvântul, să deștept în suflet dreptatea, când nesfârșirea munților pietre nu mi-ar ajunge să-mi sfărâm lanțul și să-mi câștig libertatea. Ar fi multe de spus și multe de cântat, dar pentru că se apropie și Sfintele Sărbători de Învierea Domnului, care la noi, la români, în tradiție, au fost și poate în anumite părți mai sunt și acum, sărbători de purificare. Sărbătoarea în care omul se uită în interiorul lui. Sărbătoarea în care își înnoiește și hainele. Așa era la noi în sat. Totdeauna de Paște aveam un lucru nou. Pentru ca să avem conștiința purificării, conștiința înnoirii, conștiința vieții noi. Și atunci aș încheia un îndemn spre înălțare, cum spuneam la început, care nu se poate face decât prin cinstirea lui Dumnezeu, prin ajutorarea semenilor și prin înălțare, construindu-ne chipul lui Dumnezeu, omul Hristos, în interiorul nostru. Pentru că omul și viața căzută sau decăzută are un pom. Pomul vieții decăzute își are rădăcina în păcat, trunchiul în suferință și fructul în moarte. În timp ce pomul vieții noi, a vieții înălțate, își are rădăcina în iubire. Trunchiul în crucea luptei spirituale și fructul în învierea de obște. Amin.
Această seară, Maestrul Dorel Vișan ne-a vorbit de la inimă, cor an cor lungitor. Inima vorbește inimii. Vorbind, inima s-a revelat pe sine. Revelându-se pe sine, l-a revelat pe Dumnezeu. Dumnezeu este iubire și te cunoaște. Ca iubire. Domnule Dorel Vișan a luat recent un premiu la festivalul de la Moscova. Acest premiu a spus că este important pentru că acel festival s-a desfășurat sub auspiciile lui. Festivalul Filocalia nu oferă premii, dar oferă gratitudine și euharistie. Oferă mulțumire și recunoștință. Primiți recunoștința și iubirea noastră. Fiți mereu un om al lui Iisus Hristos. Acționați după logica Lui, logica iubirii. Vă așteptăm pururi în mijlocul nostru. Ne vom gândi și la alte colaborări. Vă mulțumim încă o dată. Bucuria lui Iisus Hristos să fie cu dumneavoastră, cu toți cei dragi, cu toți cei din satul dumneavoastră pe care i-ați evocat în creația dumneavoastră, cu toți colaboratorii dumneavoastră și cu toți oamenii din lumea teatrului și a culturii. Că atunci când avem bucuria lui Hristos, e noi gemenele în El. Mulțumim! Festivalul de artă sacră și spiritualitate românească se află la cea de-a doua ediție. Este o ediție specială pentru că anul 2014 este declarat anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni. De aceea și tema principală a acestui festival o reprezintă mari sfinți ai României și în mod special Sfinții Brâncoveni. Avem parte de două săptămâni de spiritualitate românească, de la expoziții, la teatru, la pictură și, bineînțeles, nu poate lipsi o seară de poezie cu Dorel Vișan. Ne aflăm la ediția